Astăzi este că Veceslav Platon se declară nevinovat. Veceslav Platon a făcut o acuzație fermă legată de numele lui Vladimir Plahotniuc, numindu-l principalul beneficiar al tuturor banilor care s-au furat în Republica Moldova și unul din beneficiarii de bază a acelei afaceri supranumite Landromat, adică spălare de bani, chestie care la momentul de față este investigată din informațiile neoficiale pe care nu știu eu ca cetățean și de FBI. Și încă o informație foarte utilă pentru dumneavoastră, am să vă spun că dintr-o cerere pe care Veceslav Platon a scris-o în prezența noastră și am multiplicat-o pentru fiecare din noi, eu am fotografiat în telefonul mobil, dânsul declară că se simte bine, este într-o condiție fizică bună și nu are de gând să, nu știu, intre sub incidența unor depresii sau să își termine viața printr-un suicid. Asta însemnând că Veceslav Platon înțelege că viața sa în penitenciar este în pericol, iar o potențială mimare a unui atac de cord, accident vascular sau sinucidere ar putea interveni drept urmare a unei comenzi de exterminare fizică. Încercând să prevină acest lucru, Veceslav Platon a scris o scrisoare unde indică acest fapt.